Hello, my lovely loves! Ce faceți? Toată lumea bine, fericită, sănătoasă! Astăzi am venit cu raportul în ceea ce privește lecturile pe luna aprilie, era să zic martie. Și dacă la final de martie vă spuneam că a trecut luna absolut incredibil de repede și că nu știu când am doar înclipit și a trecut, băi, aprilie mi s-a părut infernal de lungă. Deci mi s-a părut o lună infinitisimă, mi s-a părut că nu se mai termină, mi s-a părut că nu mai dă domnul, dar hai odată. Bine, am fost și super ocupată în luna asta și știu că raportul, repapul de luna asta o să fie puțin dezamăgitor pentru mulți dintre voi care vreți doar lecturi fizice, pentru că numai lecturile fizice contează, așa sună personajele astea în mintea mea, în caz că vă întrebați. O să vă dezamăgesc și o să vă spun că, din păcate, nu. Am numai două lecturi fizice, două cărți fizice. Bine, eu de început am început mai multe, dar nu le-am terminat. Și asta pentru că... Stați că am un măț negru care mă... E o mâță sau un măț? Că nu-mi dau seama. E o mâță care mă vizează. Se uită la mine din exterior. Așa. Am numai două lecturi fizice și una este neterminată, dar o termin până la final de lună, că eu oricum filmez mai repede acum, filmez mai repede de finalul lunii pentru că mai am și treabă. Și de aia, da, sunt convinsă, sunt 100% sigură că până pe 30 voi termina cartea. Și am în rest, în afară, 4-5 cărți audio și două fizice. Deci în total 7 cărți am terminat luna asta, dintre care 5 audio, pentru că așa a fost. Efectiv n-am avut timp, vă spuneam și într-un daily vlog anterior, n-am avut timp să stau și dacă stăteam și dacă aș fi avut timp, eram atât de obosită încât mi se închideau ochii, de aia și motivul pentru care am început mai multe cărți, dar nu le-am terminat. Dacă vreți să mă ascultați vorbind despre cărțile astea bine, dacă nu iar bine, dacă le considerați lecturi bine, dacă nu le considerați lecturi iară bine, eu le consider, eu le trec ca și cărți citite pentru că eu știu despre ce este vorba în aceste cărți. Și ca să nu mai lungim totul, o să încep și o să încep cu fantasy pentru că am avut o ardoare fantastică de fantasy, o ardoare fantastică de fantasy, ați înțeles, da? Luna asta, tocmai pentru că am fost așa ocupată și foarte angrenată în chestii fizice și în lucruri care presupun a face ceva, efectiv, și în lumea asta, ancorată în realitate, am fost foarte ancorată în realitate, încât am simțit nevoia de ceva fantasy și am început să seria Șarpe și Porumbel. Am citit primul volum pentru că stăteam și mă gândeam dacă merită să cumpăr seria, fiindcă am auzit review-uri, să spunem, cel puțin cu mixed feelings, adică au fost câteva review-uri pe care le-am văzut de-a lungul timpului care lăudau seria asta și mai ales primul volum, după care am văzut tot mai multe persoane care erau, nu... și de-aia m-am decis să o ascult pe Voxa cartea asta, pentru că zic, dacă nu-mi place seria, dacă nu-mi place primul volum, nu mă atrage, nu o să continui seria și n-are rost să cumpăr cartea. Faza este că mi-a plăcut, mi s-a părut foarte interesantă cartea, este o fantasy foarte frumos în care avem vrăjitoare și newsflash, o începe să mă atragă din ce în ce mai mult subiectul ăsta cu vrăjitoarele. N-aș ști să vă spun de ce, nu vreau să intru în rândul lor, dar pur și simplu am senzația că mă atrage din ce în ce mai mult subiectul ăsta vrăjitoarelor. În lumea asta avem vrăjitoare roșii și vrăjitoare albe, care sunt, astea sunt rangurile lor și în funcție de rangurile lor au și anumite abilități sau puterile lor sunt diferite. Și suntem într-o lume în care avem muschetari, avem e un fel de 1600-1700, cam așa, în Franța, cam prin Franța ar trebui să se întâmple acțiunea. Este, povestea de bază este un fel de enemies to lovers, pentru că avem o vrăjitoare care teoretic ea se ascunde și are niște motive foarte serioase să se ascundă, fiindcă nu se ascunde doar de cei care vânează vrăjitoare, fiindcă există un fel de vânătoare de vrăjitoare din partea bisericii, care are efectiv o armată dedicată pentru acest scop, pentru a vâna vrăjitoare, ci se ascunde și de
cele ca ea, fiindcă este vânată, fiindcă ar trebui să fie sacrificată și atunci se ascunde. Ea, nefolosindu-și puterile, neștiind să și le controleze și așa mai departe. Ironia sorții face să ajungă să fie obligată să se căsătorească cu un vânător de vrăjitoare. El neștiind că ea este vrăjitoare. Ea știind că el este vânător de vrăjitoare, dar soluția cea mai bună pentru ea în momentul, în situația respectivă, ca să scape, este să se căsătorească cu ea, cu el. Ea având vreo 18 ani sau 19, ceva de genul ăsta, și el un pic mai mare ca ea. Și 24, parcă avea el ceva de genul ăsta, parcă ții minte că se specificase treaba asta. Și povestea este foarte interesantă, este interesantă mai ales din perspectiva faptului că toată acțiunea se întâmplă în Franța, cumva sunt foarte multe înjurături în franceză, în cartea asta sunt multe cuvinte în franceză pe care din fericire nu le-au tradus în română ca să dea un aer și mai autentic cărții și asta mi-a plăcut foarte tare. Are o atmosferă foarte jovială și foarte jucăușă în mare parte, exceptând unele părți care sunt destul de tragice, adică sunt inserate în cartea asta cumva și aspecte legate de abuz, atât fizic cât și emoțional, sunt inserate aspecte legate de părinți toxici, sunt de asemenea inserate aspecte legate de nepotriviri din astea de caracter și per total mi s-a părut foarte interesantă cartea. Ăsta i-am dat 4 stele și cu siguranță o vreau să o cumpăr și să citesc și celelalte volume. Parcă e o trilogie, nu? Parcă așa ții minte că e o trilogie, n-au extins-o și pe asta. Apoi, pentru că am vrut să particip la challenge-ul Ștefaniei Istrate, acela cu provocarea distractivă sau nu știu cum îi spune ea, în care ai o tematică în fiecare lună de a citi o carte, iar tematica pentru luna aprilie a fost să citești o carte cu numele unui personaj în titlu și mi-am ales Cei 7 soți ai lui Evelyn Hugo pentru că aveam pe listă cartea asta și zic ce moment mai bun decât să scap de ea, gândindu-mă că este un romance și un romance relativ siropos. M-au înșelat și dacă vreți să știți mai multe despre cartea asta sau mai multe păreri despre cartea asta, o să vă las în descriere un clip în care am vorbit deja despre carte, pentru că am făcut un clip separat în care am vorbit despre cartea asta și da, este cumva un romance, da, dar în egală măsură este și un fel de carte din asta cu experiențe, cu bine, totul este ficțiune, da, dar cumva te poți regăsi în genul ăsta de experiențe și de trăiri și de întâmplări. Și până la urmă mi-a plăcut cartea destul de mult, adică surprinzător chiar și pentru mine, știți că eu n-am treabă cu romansurile, din contra am așa romansurile, dar mi-a plăcut destul de mult cartea asta și mi s-a părut interesantă, mai mult decât mă așteptam, i-am dat 3 stele și v-am zis dacă vreți mai multe păreri, vă las un link la clipul ăla în care am vorbit despre carte mai detaliat în descriere. Apoi, pentru că tot Ștefania Istrate e de vină, am tot auzit-o de seria Millennium și știu că la un moment dat a fost foarte, 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 foarte populară în România seria asta. Zic, scrollam pe Voxa. Eu cărțile astea cele mai multe, să știți că le-am ascultat în timp ce făceam ceva fizic, prin curte, aveam treabă, a ieșit și soarele între timp, ei ne bucurăm. Făceam lucruri și îmi place foarte tare când am activități din astea plicticoase, cum ar fi să tund iarba, cum ar fi să, nu știu, fac ceva care nu-mi place în mod deosebit. Ca să-mi distrag atenția, îmi place să ascult cărți. Și eram exact într-unul din momentele astea și zic, scrollam pe Voxa și zic, mă, ce să ascult, ce să ascult, ce să ascult. Nimic din ce îmi sărea așa în ochi nu mi se părea tentant și atunci am zis, hai să încerc cu primul volum din seria Millennium, pentru că era în variantă audio pe Voxa. Și vă spun din start că dacă n-ar fi fost în varianta audio și m-aș fi legat de seria asta sau măcar de cartea asta, de volumul ăsta, m-aș fi legat de volumul ăsta în format fizic, cu siguranță l-aș fi abandonat după primele 50 de pagini, pentru că
Cel puțin prima jumătate mi s-a părut chiar și în varianta audio foarte plicticoasă și îmi pare rău. Știu că dacă Ștefania se uită, se zbârlește că aude că spun așa ceva despre seria ei preferată, dar efectiv m-a plictisit. Pe de o parte am înțeles că a fost nevoie de o introducere amplă, foarte amplă, care a durat mai mult de 50 de pagini, a durat cam jumătate de carte. A fost nevoie de o introducere foarte amplă ca să te introducă în lumea respectivă, în lumea aia cu criminalii și așa mai departe, dar pe de altă parte mi s-a părut că nu mai trece odată la treabă, adică băi, hai să se întâmple ceva, adică se întâmplau lucruri, dar nu în mod deosebit, adică nu chestii care să mă facă să vreau să citesc în continuare, dacă ar fi fost fizică cartea. La primul volum din seria asta, Millennium, se numește Bărbați care urăsc femeile, de Stieg Larsson, un autor suedez, de altfel. Și Millennium este o revistă la care publică personajul nostru principal, pe care îl cheamă parcă Steve sau ceva de genul ăsta. Are un nume foarte similar cu autorul. Și el publică tot felul de investigații jurnalistice în această revistă Millennium, unde este și reporter, este și patron sau ceva, acționar. Așa. Și publică o serie de investigații, anchete din astea economice pentru tot felul de personaje din astea dubioase sau importante sau pentru companii și așa mai departe. Adică le urmărește filierele pe care fac rost de bani sau ce fac cu banii și așa mai departe. Și într-una din investigațiile astea se leagă de un mare magnat și iese prost. Cartea se deschide prin faptul că el pierde un proces și este condamnat la închisoare. Dar mi s-a părut, asta ca paranteză, mi s-a părut foarte haios cum au tratat ideea de da, mă duc 3 luni la închisoare. Asta este. No, bine, asta este. Știți? Adică, pentru că ancheta lor se pare că la un moment dat, la jumătate, a fost deturnată. S-a întâmplat ceva cu ancheta lor. Adică, inițial când au pornit seria asta de investigații și documentarele astea pe care le-au publicat ei, aveau niște baze reale, după care, puf, dintr-o dată au rămas fără dovezi și l-au acuzat pe acest magnat aparent fără dovezi. Părea că fără dovezi. Și el și-a asumat faptul că, bă, da, uite, am pornit o investigație, dar, na, ce să vezi, am rămas fără dovezi și că totul pare o calomnie și din cauza asta a ajuns să fie condamnat. De aici, urmează să-și ia liber pentru un an de zile de la revistă ca să se îndepărteze de revistă și între timp este angajat de un alt mare bogătaș să-i scrie biografia. Doar că în substraturile biografiei ăsteia, de ce l-a angajat acest mare bogătaș, nu neapărat că îl interesa să îi scrie biografia, că i-a și zis dacă vrei să o publici bine, dacă nu, iară bine. Dar știu că tu ești un jurnalist de investigații foarte bun, am încredere în tine, cumva îl cunoștea din copilărie acest bogătaș și acest mare bogătaș și i-a zis că l-a urmărit pe parcursul vieții. Și zice, vreau să afli ce s-a întâmplat cu nepoata mea. El, neavând bogătașul ăsta numărul 2, neavând copii, avea o nepoată la care ținea foarte, foarte tare. Nepoată care a dispărut din senin. În urmă cu ceva timp, cu vreo 20 de ani, a dispărut din senin și el timp de 20 de ani a încercat să o caute și să dea de urma ei și măcar să afle ce s-a întâmplat cu ea și nu a reușit să afle. E, și de-aia vă zic că jumătate de carte cumva totul trenează, pentru că îți explică toată povestea cu procesul jurnalistului nostru, îți explică toată povestea bogătașului, bogătașul îi explică toată povestea nepoatei și așa mai departe și se creează tot cadrul în care urmează jurnalistul nostru să se desfășoare. A doua jumătate, în schimb, parcă a apăsat cineva pe accelerație. Deci, efectiv, zici că a apăsat cineva pe accelerație și te-a lipit de scaun și așa se duce cartea. Și afli că, de fapt, sunt foarte multe lucruri care se leagă. Cartea în sine, am văzut că are vreo aproape 500 de pagini, adică e destul de groasă. Și
bagă în foarte multe alte investigații, în foarte multe alte probleme, dai de alte personaje cu alte probleme care se intercalează cu viața personajului nostru principal, care este jurnalistul și așa mai departe. Și da, per total mi-a plăcut cartea, adică la finalul zilei, dacă e să o luăm așa, mi-a plăcut, dar a mers greu. A mers foarte greu, mă uit acum pe Goodreads, i-am dat 4 stele, dar a mers foarte greu în prima jumătate, chiar și în varianta audio. Mi-a luat, nu știu, câteva zile să o ascult în varianta audio, mi se părea că nu mai dă Domnul să termine, după care, pe final, stăteam așa cu sufletul la gură, hai, ce se întâmplă, ce se întâmplă. Titlul, Bărbați care urăsc femeile, vine de la faptul că ulterior în poveste se dezvăluie că există cineva care urăște din adins femeile și se întâmplă ceva foarte, foarte, foarte rău cu femeile care intră în contact cu acel personaj și cumva nepoata dispărută are legătură și cu acel personaj. Dar asta rămâne să descoperiți voi dacă vreți să citiți cartea. V-am zis, pe total bună carte, dar m-a plictisit. Adică în prima parte m-a plictisit și dacă aș fi citit-o în variantă fizică, sigur. Apoi, avem o altă serie. Am mai început o serie, că de ce nu? De ce n-aș mai început încă 650-a serie? Și anume seria Nomad. O serie care mie mi-apare pe Voxa, într-una mi-apare, îmi apărea primul volum într-un timp pe Goodreads, nu știu, cred că a citit lumea, nu știu, cred că am ajuns să fiu prietenă pe Goodreads cu membrii unui book club sau ceva, că sunt niște persoane acolo care citesc aceeași carte și mi-apare aceeași carte de vreo 20 de ori la un moment dat, știți? Așa, și mi s-a mai întâmplat treaba asta și cu alte cărți, dar și am văzut Nomad, știți? Mult Nomad, așa, și zic, mă, ce Dumnezeu! Și am tot evitat. De vreo 6 luni tot evit cartea asta și acum eram tot, terminase mileniu și zic, hai să continui tot în sfera de thrillere, crime, din astea cărți polițiste, să nu mă duc în sfera de fantasy. Din start mi s-a părut cumva că face trimitere sau bate apropuri către Hamas, către gruparea teroristă Hamas și zic, dacă e vorba despre asta, închid cartea și nu, nici nu vreau să aud despre ea, pentru că, da, nu o să încep să-mi spun părerile aici, dar, da, în fine. Dar nu, nu este vorba, este vorba tot de la un moment dat despre o grupare din asta teroristă, dar e pe partea de Turcia și nu, n-are treabă cu Hamasul în sine, adică aș fi avut o mare problemă dacă era cu trimitere către palestinieni, dar nu, nu este vorba despre palestinieni, ci despre turci aici. Nomad este o echipă din asta de ale forțelor speciale, ale forțelor speciale de inteligență din MI6, adică aia sunt spionii, dacă știți, MI6-ul sunt aia englezilor, așa, și în caz că ați văzut James Bond, știți la ce mă refer, așa, și Nomadul este o echipă specială care teoretic este o echipă din asta ascunsă, nu știe nimeni de ei, nu știe, au misiuni speciale foarte țintite și sunt trimiși într-o misiune din asta specială, ei sunt vreo 6 sau 7 membri în echipa asta și sunt trimiși într-o misiune din asta specială și toți, mai puțin unul dintre membrii echipei, mor. Pe membrul echipei care scapă, îl cheamă Mark Dane și el devine personajul principal și își dă seama că toată misiunea asta secretă, de fapt, a fost o scenare și că au fost acolo practic trimiși să moară toți membrii echipei. El a scăpat din pură prostie sau, nu știu, din pură ignoranță, s-a întâmplat, a fost un norochior, a făcut să scape, ceea ce le dă planurile peste cap, evident, celor care i-au trimis acolo și el începe să investigheze pe cont propriu cine și de ce i-a trimis acolo și cine a încercat să-i omoare și a reușit în mare parte. Și așa își dă seama că sunt mai multe grupări care sunt implicate. Adică există un fel de asociație, zice, asociația, care este un fel de grup din ăsta terorist, care finanțează acte teroriste, este infiltrată în toate structurile importante din lumea întreagă, inclusiv în MI6, și de acolo a plecat acea comandă pentru atacul lor. Și el încerc, cum ziceam, să afle cine a comandat
Moartea echipei nomad și de asemenea cine controlează și cine este cârtița din MI6. Totul ajunge să se... Toată investigația lui se întrepătrunde cu un atac terorist care are loc, așa se deschide cartea. Cartea se deschide cu un atentat terorist în Barcelona, într-o secție de poliție din Barcelona, și urmează ca mai apoi să fie atacat, bineînțeles, Washington, că de ce nu? Așa, și el împreună cu alți prieteni pe care își face pe drum ajung să deturneze acest atac terorist, află și cam cine a stat în spatele crimelor și a tot ce s-a întâmplat cu un nomad. Este tipologia aia de film, dacă vă gândiți cumva la Fast and Furious sau ceva de genul ăla, cam cu gândul la genul ăla de film ar fi dus, sau chiar și la James Bond, dacă vreți, cartea asta. Adică, pe de o parte, mă bucur foarte tare că nu m-am apucat de ea în variantă fizică și nu m-am comandat-o, că văzând-o atât de des, la un moment dat chiar mi-am dorit să mi-o comand, zic, mă, să văd și eu despre ce e vorba, dar mai bine că am ascultat-o în format audio, pentru că, da, mi-a plăcut pe moment, dar nu pot să zic că e un thriller la care vreau să mă întorc, care m-a dat pe spate. I-am dat, cred că, 3 sau 4 stele, că nici nu mai știu. Ia stați să mă uit. I-am dat 3 stele pentru că a avut destul de multe scăpări. A fost cumva trasă de păr în anumite locuri. Iară Statele Unite, iară Washingtonul, ținta principală, iară teroriști, știți? Adică deja sunt cumva supra-saturată de subiectul ăsta, dar pentru un thriller clasic, să-i spunem, sau un film clasic, a fost ok. E puțin complicat în varianta audio. Mi-am dat seama când începe să-ți povestească despre arme, bombe, tipologii. La un moment dat intrase în chimie, fizică și cum se detonează niște bombe. Și eram, aoleo, Dumnezeule, treci peste. Așa, deci te amețește. Și eu, care nu am niciun pic de cunoștință în ceea ce privește armele, letale, nu, m-a nebunit cu tipologia de armă, de încărcătoare, de piedici, de tai de cap, trece odată peste, așa, v-am zis, este genul ăla, în stilul filmelor lor americane, cu polițiști, cu urmăriri, cu teroriști, cu... în genul ăla este romanul ăsta, pentru că n-aveam ce face. După ce am terminat Nomad, am început și Exil. Exil, care este volumul 2, practic, din seria Nomad. Tot Mark Dane este personaj principal, doar că de data asta nu mai este în Londra, la MI6, pentru că, bineînțeles, după toată povestea din primul volum, cei de la MI6 au vrut să scape de el și l-au transferat, sau, mă rog, i-au făcut vânt, așa, către Europol, și acum era în, cred că, Cehia? Parcă în Cehia era. Aici, prin la Europol, în Cehia, ajunge să urmărească doi frați care au un fel de rețea din asta de foarte multe, adică fac foarte multe afaceri ilegale, de la trafic de arme, droguri, persoane și așa mai departe. Au foarte, foarte, foarte multe, până la faptul că înșală alți teroriști, să spunem, înșală teroriști că le vând metale grele sau substanțe din astea foarte radioactive și așa mai departe. E, culmea este că, la un moment dat, dintr-o întâmplare idiotă, ajunge să le parvină o bombă nucleară făcută de ruși în perioada războiului rece, acestor doi frați. Și Mark Dane, că n-are de lucru, se bagă și el în povestea asta și află de toată treaba asta și începe să-i urmărească pe cei doi frați. De acolo, toată chestia transcede și se duce într-o altă poveste, tot cu un atac terorist, pentru că intervine, de data asta, mare parte din poveste are legătură cu Somalia și cu niște teroriști, niște pirați somalezi. Și a fost mai interesant cumva volumul 2 și mai antrenat, dar tot așa a avut părți din alea în care îmi descria bombe, arme și toate cele, dar a fost mai interesant. Ajunge iar să dezamoseze bombe, cert este, începe să se specializeze pe partea asta de dezamorsa bombe, Mark Dane. Dar da, cred că o să ascult și volumul 3, nu știu când. Ăstuia i-am dat 4 stele pentru că mi-a plăcut mai mult și cumva m-a ținut cu sufletul la gură. Pe final chiar m-a ținut cu sufletul la gură, pentru că se întâmplă acolo niște chestii, iarăși își bagă coadă asociația de care am aflat în primul volum, pentru că
cum ziceam, finanțează foarte multe atacuri teroriste, sunt foarte multe lucruri la mijloc, se întâmplă foarte multe lucruri la mijloc. Apoi, printre picături, am reușit să citesc și o carte fizic și am reușit să o termin până la urma urmei și este vorba de Oaspetele Misterios de Nita Prose, este volumul 2 din Camerista și ne-am reîntâlnit cu Molly și acestei cărți la fel i-am dedicat un clip întreg în care vorbesc despre ea și despre Molly și despre ce se întâmplă aici și despre cum la hotelul la care Molly lucrează se întâmplă iarăși o crimă. Și iarăși Molly este vârâtă în acțiune, Molly-a noastră cea specială și cea drăguță. Avem două planuri narrative, un plan din trecutul lui Molly, pentru că cumva acest personaj care a murit la hotel acolo unde lucrează Molly este legat de trecutul lui Molly într-un anumit fel și cumva se întrepătrunde toată povestea cu Molly, chiar din copilăria ei. Dar, da, mi-a plăcut foarte tare cartea, a fost foarte frumoasă, tot același vibe jovial și plăcut și cumva distractiv l-a avut ca și primul volum și o avem pe Molly și ne întâlnim și cu Bunii Bunii, pentru că mergem în trecut și o întâlnim pe Bunii Bunii. Și da, este foarte frumoasă cartea, v-am zis și în clipul ăla că este frumoasă, are un vibe așa de familie cumva, pentru că are o atmosferă cumva cozy de found family, e cumva tropul ăla inserat pe aici. La final Molly află ceva foarte important pentru ea, dar dacă vreți să știți mai multe din părerile mele și multe chestii și de ce mi-am eu însemnări aici, mergeți la clipul ăla, vi-l las la fel în descriere. Cert este că îl avem aici și pe Sir Walter de Brooms. Foarte interesant. Da, mi-a plăcut foarte mult cartea, chiar un picuț mai mult decât primul volum. Nu știu, nu mă gândeam că se poate, dar chiar mi-a plăcut un pic mai mult decât primul volum și e bine că ridică cumva ștacheta. Sper să vină și un volumul 3, pentru că chiar ar fi interesant, fiindcă îmi place cum scrie Nita Prose și mai ales faptul că a creat un personaj puțin atipic. Iar ultima carte pe care o termin sigur până pe 30, că atâta mai am din ea, atâta. Și merge repede, nu de alta, dar merge foarte repede, adică capitolele sunt scurte și merge super repede, este În locul nepotrivit, la timpul nepotrivit, de Gillian McAllister. Este o carte ce a apărut și la clubul de lectură al lui Reese Witherspoon. Este un thriller, tot așa, thriller, carte polițistă considerată foarte populară pe BookTok. Multă lume a citit-o anul trecut, a fost foarte, foarte în vogă, mai ales dacă a fost recomandată de Reese Witherspoon. Este vorba despre... Avem o mamă care își vede fiul comițând o crimă și șocul ei este atât de mare încât se întoarce în timp. Sau asta e explicația ei. Cert este că după seara crimei ajunge să se întoarcă în timp câte o zi, câte o zi, după aia mai sare din ce în ce mai multe zile, pentru că ea încearcă să afle de ce fiul ei a comis acea crimă. Și acolo află mai multe lucruri care nu-i plac în mod deosebit. Deci dă seama că nu prea îi place ce află pe parcurs. Cert este că nu este ce mă așteptam eu de la cartea asta. Până în momentul de față se prefigurează a rămâne la 3 stele. Nu cred că o să urce. Doar dacă finalul o să fie cumva... Deși nu concep. Adică în punctul în care sunt acum nu concep să mă dea peste cap finalul și să mă uluiască. Cumva îl întrezăresc, îmi dau seama care o să fie și care e motivația copilului, că practic noi am văzut finalul, că așa începe cartea. Cartea începe de fapt cu finalul, că omoară, băiatul omoară în comite acea crimă. Și nu întrezăresc să mă uluiască, nu întrezăresc ca motivele să mă uluiască și nu cam dau seama de ce s-au întâmplat lucrurile din ceea ce descoperă ea. Nu este ceea ce mă așteptam de la cartea asta, adică mă așteptam la ceva mult mai spectaculos, nu știu, mă așteptam la ceva care să, nu știu, mi se pare că personajul principal, mama, este cumva detașată, tratează totul foarte clinic, adică da, a înțeles din prima foarte repede că, bă, m-am întors în timp, ceea ce știm că în realitate nu se poate, sau cel puțin deocamdată, în realitatea pe care o cunoaștem noi. M-am întors în timp și a acceptat foarte repede situația și a dat seama că trebuie să găsească chichița, motivul pentru care băiatul ei a comis acea crimă și a acceptat
rolul ăsta și s-a dus mai departe fără nicio problemă, deși nu știu dacă ar fi să fi în papuci ei, parcă n-ar fi așa ușor, nu știu ce să zic. Adică mă aștepta la altceva și mă aștepta ca povestea să decurgă puțin altfel. N-aș ști să vă spun cum, poate că înainte să citesc cartea aveam o idee, dar efectiv nu știu să vă zic. Ceva nu-mi place, adică nu mă dă pe spate, nu mi se pare atât de spectaculoasă pe cât o descrie Reese Witherspoon. Că eu am văzut-o de când a postat Reese Witherspoon pe la ea pe Instagram. Wow! You guys, I found an amazing book! Și nu știu dacă știți, dar ea are strategia asta cu clubul de carte. Își alege cărți. De fapt, este o strategie foarte bine pusă la punct. Își alege niște cărți pe care le pune la clubul de carte. Clubul ei de carte are în prezent vreo 200 și ceva de membri, mii de membri. Sau ultima dată când am auzit eu, cam așa avea, 200 și ceva de mii de membri. Și teoretic e un grup de Facebook unde lumea discută despre cartea asta. Evident, nu are nicio treabă. Și vorbesc despre cartea asta. Ea transformă cartea, vede care e reacția oamenilor, transformă cartea într-un scenariu de film, după care se duce și face pitch-uri pe la asta de Doamne, mă duceam în altă zonă. Pe la Amazon Prime, Netflix și astea de seriale, știți? Și își vinde efectiv scenariile. După care ăștia le filmează și le fac, da? Așa a făcut ea bani în ultimii 5-6 ani. Cam așa a făcut ea foarte, foarte, foarte mulți bani. Vânzând scenarii de pe urma cărților ăstora. Și da, se vede că este o carte care s-ar preta pentru un scenariu de film, nu mă da pe spate, adică e ok-ish, v-am zis, se întrezărește un 3 stele acolo, lejere date, dar nu cred că poate să urce, nu cred că are capacitatea de a urca. Iarăși, e genul ăla de carte cumva clișeică, care bate foarte mult moneda pe învinovățirea aia, auto-învinovățirea aia mamelor și vai cum se auto-învinovățește pentru fiecare lucru pe care l-a făcut, că n-a stat mai mult cu copilul, că n-a făcut aia, că n-a făcut aia, că n-a făcut aia, lucruri cu care pot să empatizez sau pe care pot să le înțeleg până la un punct, dar deja la un moment dat devin prea clișeice, prea băgate în ochii tăi sau în ochii cititoriului. Doar pentru că sunt subiecte bune, doar pentru că vând subiectele astea și pentru că lumea empatizează cu ele, știți? Adică încep să mă prind de genul ăsta de marketing și cumva ia din savoarea cății toată povestea asta. Dar da, oricum nu-mi pare rău că am citit-o, Doamne ferește, a fost o lectură ok, este în continuare, vreau să termin cât mai am din cartea asta, vreau să termin partea asta pe care o am, e totul ok, dar... Am zis, nu m-a dat pe spate și mă așteptam la ceva puțin altfel, puțin mai spectaculos, puțin mai dramatic, eventual. Da, nu e chiar în direcție. Între cele două mi-am plăcut mai. Ăsta i-am dat 5 stele, ăsta v-am zis preconizos că îi dau 3 stele. Urmăriți-mă pe Goodreads, că acolo sigur știți dacă mă urmăriți acolo ce notă i-am dat în avans. Bun, și astea au fost lecturile mele pentru luna aprilie. Hai să vedem ce facem în mai, pentru că se anunță o lună foarte interesantă. Spuneți-mi ce ați citit, ce ați ascultat, cu ce v-ați ocupat voi, cu ce v-ați delectat în luna aprilie. Vă pup și ne vedem în următorul clip.